Un bărbat de 29 de ani, Harghit, a fost atacat de urs. Avea răni grave, așa că medicii au cerut ajutorul unui elicopter smurt pentru a-l transporta la spitalul de urgență din Târgu Mureș. Și nu este singurul caz din ultima săptămână. Locuitorii din acest județ trăiesc în fiecare zi cu spaima că ar putea fi omorâți de sălbăticiunile care coboară din pădure. Autoritățile cunosc situația și caută rezolvare, însă recunosc, se lovesc mereu de aceeași problemă. Birocrația, dar și lipsa de finanțare. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a fost adus la spital cu un elicopter smurd. Era singur în pădure când a fost atacat de urs. Cu ultimele puteri a reușit să sune după ajutor. Am găsit un bărbat, într-adevăr, conștient, cu multiple plăci la nivelul hemitoracelui drept și abdominal, plăci mușcate. Viața i-a fost pusă în pericol, dar deocamdată este stabil. Este adus la UPU Târgu Mureș și, în urma investigațiilor, probabil că va merge în sala de operație la chirurgie. Nu este însă singurul caz. Un alt bărbat din același județ a avut nevoie de 10 de operații de reconstrucție facială. S-a plimbat 4 ani prin spitalele din România, Ungaria și Germania. Întâlnirea cu ursul a lăsat însă urme adânci și vizibile, atât la nivel fizic, cât mai ales psihic. Ursul a atacat. Când am plecat lângă tufă, era ascuns. Și a luat piciorul meu. Era flasmeură sau ce făceați în pădure? Nu mai am fost așa, numai. Și când a lovit piciorul meu, a mușcat fața mea. Nu cu lava, cu gura a mușcat. Medicii din Harghita spun că astfel de cazuri au început să devină o obișnuință în spitalele din județ. În 11 ani am operat în jur de, adică am operat peste 50 de pacienți care au avut, au fost atacați de urci. Au fost operați și copii. Am avut fetiță de 6 ani de zile cu care ursul efectiv a jucat volei prin lanul de cartofi. Penultimul pacient care a fost tratat în spital a plecat acum 3 zile acasă. Reprezentanții Consiliului Județean recunosc de asemenea că problema se agravează de la an la an. Momentan în județul Harghita avem foarte multe atacuri, crește exponențial nu numai numărul urșilor, ci și al atacurilor, pentru că deja o mare majoritate dintre urși sunt habituați. Asta înseamnă că deja de mic pui cresc în grădina omului. Intervenția, cum este momentan reglat, e de o birocratizare excesivă unde nici 1% dintre urșii periculoși nu pot fi identificați și extrași. Soluția, spun ei, ar fi atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea unor programe de gestionare a situației, dar și montarea de garduri electrice. Însă, până acolo este cale lungă, iar principala piedică este birocrația.